Bine v-am regăsit suflete dragi, bine ne-am regăsit la canalul de YouTube, mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc că sunteți aici acum. Pentru cei care încă nu mă cunosc, numele meu este Flori, bine veni la canal, te întâmpin cu bucurie. Sunt și printre cu autorii bestsellerului lui G. Vitale, The Abundance Factor, mă poți găsi pe Amazon. Dacă încă nu te-ai înscris la canal, ți-aș fi foarte recunoscătoare să cliquezi acolo pe clopoțel și să activezi clopoțelul ca atunci când voi publica un video nou să-ți ajungă și ție. Bun, mai întâi de toate aș vrea din tot sufletul meu să vă mulțumesc tuturor pentru că v-ați înscris la canal. Mulțumesc din suflet pentru toate comentariile pline de iubire pe care mi le trimiteți în fiecare zi. Este minunat să te trezești din somn dimineața și primul lucru pe care să-l vezi pe telefon este mulțumirea și iubirea celorlalți. Este un miracol pentru mine și mă închin în fața oricărui suflet care mă urmărește de oriunde în lume. Vă mulțumesc din tot sufletul meu, vă iubesc din tot Sufletul meu, vă binecuvântez și uh, avea aștept să împărtășesc cât mai multe videouri cu voi. Mulțumesc! Astăzi, dragii mei, am decis să mă țin de cuvânt și să dezvolt un pic uh, o parte din uh, discursul pe care l-am început în videoul anterior despre cele cinci limbaje ale iubirii ale lui Gary Chapman. Dacă încă nu ai uh, văzut acel video, uh, te sfătuiesc cu mare drag. Să îl urmărești. Pentru că este plin de vitamine spirituale. Ne ajută pe toți să, să descoperim cum ne place să fim iubiți, cum vrea celălalt să, fim, să fie iubit. Și astăzi am decis să deschid acest uh, subiect în ceea ce privește comunicarea în intimitate. Mm. Comunicarea în intimitate de foarte multe ori este. Uh, pierdută, este undeva lăsată în spate, iar în ceea ce privește viziunea mea umilă către intimitate, comunicarea este un pilastru. Nu trebuie să lipsească. Dar există ceva care vine înainte de comunicarea în intimitate și aceea este, dragii mei, comunicarea cu corpul nostru. Dacă nu știi să comunici și să asculți mesajele corpului tău, nu poți descifra și nu poți asculta mesajele corpului celuilalt. Aș vrea să fac o mică paranteză înainte de a intra în pâinea acestui discurs Acestui video. Uh, pentru cei care nu știu, mă ocup de sesiuni private, de curățare de, de energie, Reiki, terapie angelică uh, și de o foarte bună parte de timp uh, mă ocup și de alchimia tantrică. Am uh, intrat foarte bine în această dimensiune după ce m-am întors din India, după uh, trezirea energiei Kundalini în mine, și atunci a, a fost ca un fel de. Explozie interioară și am început să înțeleg ce anume este alchemia tantrică, și am simțit înăuntru meu să vreau să, să, să împărtășesc această uh, înțelepciune interioară, să spunem așa, al Sacrului Feminin cu toate femeile care sunt pregătite să intre în această dimensiune. Deci, dacă ești interesată să intri în adâncul esenței tale feminine, mă găsești pe Facebook, ne organizăm și uh, punem țara la cale. Ok? Deci, Intimitatea fără um, comunicare este o intimitate pe jumătate. Este o intimitate 3D. Um, așa cum spuneam, pentru mine intimitatea este ceva uh, foarte asemănător a ceea ce uh, vine spus în limba engleză um, intimacy into me I see. Deci este a te vedea pe tine în celălalt. A vedea esența din tine în celălalt. A învăța să te conectezi cu tine prin celălalt. Este minunat acest schimb de energie când intimitatea este văzută cu acești ochi interiori și nu exteriori. Ar fi um, vederea interioară, deci, into me, I see, mă uit în mine, în interiorul meu. Um, am muncit cu foarte multe uh, femei din uh, cam de peste tot și în ceea ce privește alchimia tantrică și apropierea aceasta de intimitate. Uh, am simțit un fel de reținere majoră în uh, femeile din partea de est, România, Bulgaria, Rusia. rusoaicele sunt uh, și ele foarte legate de, de, de sistemul acesta, putre de religie și de tipare foarte vechi, uh, copilării foarte dense din punct de vedere karmic, nu? La fel ca multe dintre româncele cu care am lucrat pe acest subiect. Și, dragele mele, uh, în momentul în care învățăm să comunicăm cu corpul nostru, să vedem unde stă rușinea, reținerea, frica de abandon, frica de a fi trădate, frica de a fi judecate pentru ceea ce suntem în intimitate, tot acest bagaj are origine în copilărie, în faptul că am fost ghidate de o teorie uh, un pic cam... Uh, Stagnantă și, și uh, veche despre sexualitate, uh, departe în lumină de, 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 de sacralitatea uh, intimității, a sexualității, nu? Deci, ochii cu care eu văd intimitatea astăzi sunt uh, cu totul și cu totul uh, diverși, să spun, aș putea să spun de un ochi singur, pentru că este cel de-al treilea ochi care se deschide și îți, îți dăruiește viziunea interioară. Deci intimitatea și a învăța să comunici în intimitate pleacă de la a învăța să comunici cu tine. Foarte multe femei care simt rușine în jurul acestui discurs, care pentru foarte multă vreme și chiar și acum în România este tabu, să învățăm să comunicăm cu corpul nostru, să atingem părțile sacre ale corpului nostru în manieră conștientă, ca un fel de meditație, să fie totul în momentul prezent. Este ca atunci când vorbim despre Tantra, Tantra nu este sexualitate, este 5% sexualitate, iar restul este o filozofie de viață, este un fel de a trăi. Aici, acum este felul în care te conectezi cu celălalt. Dar nu poți intra în această dimensiune până când nu te conectezi cu tine, în interiorul tău, în corpul tău, în inima ta, în uterul tău, în pântecul tău. Deci, comunicarea în intimitate este cheia. Cum învățăm? Învățăm mai întâi de toate să facem liniște în interior și să comunicăm cu noi, să comunicăm cu corpul nostru, să vedem unde simțim rușine, de unde vine rușinea, de unde vine această frică de a fi judecate. Iar în momentul în care ne deschidem corpului nostru, corpul va răspunde. De aceea, în momentul în care suntem în intimitate, de foarte multe ori nu ascultăm corpul. Nu știm să intrăm în conexiune cu corpul și să ne ascultăm zona pântecului, care este Magdalena noastră. Inima noastră este Isusul nostru. Aici sunt două puncte energetice fundamentale, deci când aceste două energii vin împreună, tau este complet, energia sexuală este completă, este una singură în două corpuri diferite, este o bombă, este minunat, dar trebuie să învățăm să ajungem acolo. Uh, comunicarea în intimitate nu implică uh, recitare a recita a te preface uh, nu implică uh, dorința de a domina pe celălalt comunicarea în intimitate implică vulnerabilitate dragii mei iar vulnerabilitatea pentru mine este sinonim cu energia sahrului feminin când ai acea deschidere de inimă și decizi să te, să te deschizi partenerului Chiar dacă simți rușine, chiar dacă simți reținere, să te deschizi și să faci spațiu vulnerabilității din tine, să iasă afară, să se deschidă această floare a, a energiei divinului feminin în tine. Iar bărbatul se va deschide și mai mult în momentul în care tu vei dărâma acel zid al rușinii, al energiei masculine care zace în tine. De foarte multe ori suntem super femei pe din afară și înăuntru zace un bărbat din punct de vedere energetic, pentru că dorim tot timpul să arătăm cât suntem de puternice și de tari și de agresive și de, de, de sigure, sigure pe noi. Și toate aceste uh, caracteristici sunt... Caracteristicile ale energiei masculine nu ar trebui să existe într-o femeie. Femeia este vulnerabilă, este delicată, este sensibilă. Femeia este um, puritate, este liniște, este deschidere, acceptare, iertare, iubire, compasiune. Și bărbatul are foarte multe din aceste caracteristici. Dar, dar în momentul în care comunicăm în intimitate, este necesar să lăsăm jos acest uh, scud al... Al energiei masculine să, să, să cadă și să ne deschidem energiei masculine prin magnetismul care caracterizează energia divinului feminin. Deci, în momentul în care ă, comunicăm în intimitate, fără să ne cunoaștem intimitatea noastră, o să cam scârție lucrurile acolo și știu că pentru mine au scârțit o, o bună parte din viața mea. Pentru că eram foarte masculină din punct de vedere energetic, și eram tot timpul pe calea de a domina, și eram tot timpul pe calea să am dreptate eu, și uh, știm, știm. <laughs> uh, comunicarea, comunicarea în intimitate implică a fi vulnerabil, a te deschide, așa cum am spus, a spune partenerului felul în care dorești să fii iubită, felul în care simți mai multă iubire. Din partea lui. Sunt foarte multe femei care uh, văd sexualitatea cu ochi foarte, foarte uh, diverse de ceea ce este sexualitatea, într-adevăr. Uh, așa cum am spus, uh, muncind energetic cu mai multe femei, am observat că româncele sunt, uh, sunt un pic mai departe de, de conceptul de sexualitate și religia a avut impactul ei și uh, sunt femei care nu au avut în viața lor un orgasm, sunt femei care nu știu efectiv unde să atingă corpul lor. Aici vreau să ajung. Deci dacă comunici cu corpul tău, dacă cunoști corpul tău, atunci este mult mai ușor să comunici în intimitate, pentru că dacă nu cunoști uh, corpul tău, ce anume îi ceri partenerului? Pentru că tu nici nu știi unde vrei să fii atinsă, tu nici nu știi care sunt zonele Părțile corpului tău fizic, care se aprind repede când sunt atinse, când sunt uh, uh, admirate, nu? Deci este important să intrăm, să intrăm înăuntru nostru, să avem contact cu corpul nostru. Uh, să simțim de unde vine rușinea, să mergem acolo în, în acele memorii ale copilăriei și să dizolvăm în lumina conștiinței ceea ce stă acolo blocat, nu? Deci... Uh, în momentul în care uh, dorim să comunicăm la un alt nivel cu partea masculină, uh, impactul viziv are uh, o putere imensă de vindecare, de a dărâma aceste ziduri ale rușinii, ale reținerii, ale fricilor de judecată, nu? Deci să, să ne conectăm cu celălalt uh, prin impactul viziv. Dar mai întâi de toate, impactul viziv trebuie să vină cu tine. Mai întâi de toate să ai impact viziv cu tine. Să iei telefonul, să pui o alarmă pe telefon 10 minute, să faci eye gazing cu tine în oglindă, să te uiți în oglindă, să-ți să, să dai iubire în oglindă, să faci o ponopono cu tine în oglindă, să-ți spui îmi pare rău, mulțumesc, te iubesc, te iert. Ordinea nu mă mai țin minte foarte bine pentru că îmi vin în alte limbi. <laughs> um, mulțumesc, uh, nu, cum e? Uh, îmi pare rău, iartă-mă, mulțumesc, te iubesc. Îmi pare rău, iartă-mă, mulțumesc, te iubesc. Și să te uiți în oglindă și să trimiți această energie către tine, după care să te încarci și să vezi că există locuri ale corpului tău de care nici măcar nu știai. Ai uitat de ele. Și așa cum am spus, corpul are o inteligență infinită, știe. Că ai uitat de el. Deci este important să, te, să, să comunici cu corpul tău. Și atunci când ești sigură pe tine, când știi unde vrei să fii atinsă, când știi ce anume provoacă plăcerea maximă în corpul tău, când știi fiecare părticică a corpului tău, atunci poți comunica părții masculine ce anume îți place, cum îți place, când îți place. Iar aici intrăm din nou într-o altă dimensiune a acestui video. Pentru că, așa cum am spus, femeile cu care am lucrat, din diferite zone ale pământului, româncele sunt un pic mai reținute, sunt un pic mai retrase, sunt un pic mai rușinoase pentru că România este o țară cu o karmă foarte puternică, o karmie, o karmă atât de greoaie încât avem multă, multă durere acolo în pântec. Deci, uh, când se muncește cu româncele pe alchemie tantrică, se simte, se simte acea reținere uh, nu există vina nimănui, absolut. Este ceea ce noi trebuie să experimentăm în această reîncarnare și să, să începem să, să dizolvăm acele straturi de care nu mai avem nevoie. În momentul în care lucrez cu, uh, cu femei din diferite locuri ale lumii, îmi dau seama imediat ce încredere au în ele, ce încredere au în corpul lor, cât comunicare este acolo cu corpul lor și câtă energie sexuală uh, se ridică în corpul lor. Pentru că energia sexuală există în toate corpurile, dar doarme este acolo la uh, baza coloanei vertebrale. Trebuie lucrată, construită, înălțată, nu? Și când am început să lucrez cu, uh, cu aceste femei, uh, am uh, observat că pentru foarte multe dintre ele intimitatea era o obligație. Hey, trebuie. Nu, nu trebuie. Absolut. Locul tău sacru este locul tău sacru. Și în momentul în care tu înveți să comunici cu corpul tău și să-l asculti, ai să vezi că în momentul în care corpul tău îți spune nu, e bine să-l asculti. În momentul în care corpul tău nu simte, este, e ca și cum... Uh, nu știu dacă ați văzut vreodată forma uterului feminin. Înăuntru e ca și cum ar fi uh, sacru gral, nu? Este ca un fel de pahar acolo, înăuntru, în uterul nostru, ca și formă. Deci când acel pahar este gol de energie, iar corpul simte să se întindă, să se odihnească, nu avem nimic de dat celuilalt. Este bine să ascultăm corpul și să nu spunem niciodată da când, de fapt, corpul ne spune nu. Pentru că nu, nu, nu va ieși cine știe ce de acolo. Iar spun aceste lucruri din propria experiență. Este important să învățăm să spunem acel nu de calitate și să comunicăm cu celălalt și să-i spunem că acest nu. Nu implică faptul că nu sunt sentimente pentru el. Implică doar faptul că avem foarte multă iubire de sine și nu vrem să trecem peste mesajul corpului nostru. Este o practică care vă va duce foarte sus din punct de vedere uh, vibrațional, când aveți curajul să, să spuneți ceea ce simțiți, să comunicați, să aduceți raportul la o calitate diferită de cea pe care o avea înainte. Uh, în momentul în care uh, femeia crede că intimitatea este o obligație, atunci acolo există o energie toxică care este uh, absolut uh, necesar să fie dizolvată, pentru că intimitatea nu este o obligație, intimitatea este o conectare, o conexiune cu celălalt. Este ca un fel de ritual, este ceva foarte plăcut care, să spunem așa, se duce dincolo de, de dorința de a folosi corpul celuilalt pentru plăcerea proprie. Absolut. Și este foarte important să învățăm să comunicăm cu corpul nostru și să comunicăm prin limbajul corpului nostru. Părții masculine, temperatura sexuală a corpului nostru, pentru că de foarte multe ori nu este destul de ridicată temperatura uh, părților noastre sacre pentru a primi energia masculină și nu este pregătită. Uh, Zona noastră sacrală spre deschidere, și când energia masculină penetrează acolo prea repede, nu este timp să, să, nu se dă destul de mult timp să fie construită această energie, și de aceea, de foarte multe ori, când bărbatul deja a eliminat prin orgasm substanțele sale chimice, femeia poate că abia atunci începe, începe să simtă ceva. Este foarte important să se fie pe aceeași undă în momentul în care se conectează două energii de genul ăsta în intimitate. Așa cum am spus, impactul viziv este fundamental. Atingerea în momentul prezent, atingerea conștientă în momentul prezent, este fundamentală pentru a comunica cu celălalt, pentru a transmite această energie celuilalt. Este important să activăm acea vulnerabilitate și să spunem că nu mai funcționăm cum funcționam înainte și avem nevoie de mai mult timp să construim această energie, să simțim într-adevăr energia puternică a masculinului Divin. Deci, uh, să, să cadă aceste ziduri ale fricii de a spune nu, ale fricii că poate o să fiu o să mă înșele dacă îi spun nu. Deci astea sunt caracteristici ale unei femei care încă operează din, din fricile ei, din, dintr o zonă unde nu este aici acum. Când ești aici acum, ești deja conectată și știi deja ai ai curățat o bună parte din acel bagaj karmic. De foarte multe ori uh, se recită o parte, de foarte multe ori uh, suntem, uh, să spunem așa, împinse de, de aceste uh, tipare mentale în a recita o parte, în a. Este o energie toxică. Este absolut o energie care nu uh, nici măcar nu, nu poate fi definită o energie, pentru că este ceva, este o iluzie. Nu este autenticitate, nu este mai nimic. Deci este foarte important. Multe femei recită și eu am recitat în tinerețile mele, uh, dar uh, în momentul în care vii în această dimensiune, totul se deschide în interiorul tău și tot ceea ce nu ești tu o să iasă la suprafață și o să găsești uh, curajul să spui cum vrei să fii atinsă, să spui ce anume îți place, ce anume nu îți place, să respecti ce anume îi place celuilalt și ce anume nu îi place și să-i demonstrezi cum ai vrea să fii tratată făcând la rândul tău, tratându-l așa cum vrei tu să fii tratată. Să dai celuilalt, celuilalt ceea ce tu vrei să primești și fluxul va deveni uh, acolo, în echilibru. Este necesar să comunicăm cu, uh, cu partenerul dintr-un loc de autenticitate, fără frică, fără rușine. Să ne dezbrăcăm din toate punctele de vedere, la propriu și la figurat, de orice fel de strat care ne, ne oprește în a avea o intimitate curată, sănătoasă, proaspătă. Așa cum am spus, este fundamental să să ne cunoaștem bine, să știm ce ne place și să nu, să nu, ne, să nu ne reținem în a uh, împărtăși ceea ce ce noi suntem în acel moment cu, cu partenerul. Um, am scris aici pentru că nu am vrut să <laughs> să las uh, nimic să nu presupunem să nu presupunem că uh, de foarte multe ori femeia presupune că bărbatul ar trebui să știe, să ghicească unde îi place, unde nu îi place să fie atinsă și așa mai departe. Da, o bună parte din acest discurs este, să spunem așa, valid, dar de foarte multe ori bărbatul în energia lui urmărește instinctul lui animalic, nu? Femeia este mult mai profundă, dar este important să comunici, să-i spui, să vorbești, să te deschizi, să-i dai modul să fie așa cum vrei tu. Pentru că în momentul în care tu ai niște așteptări și pe care nu le comunici și el nici măcar nu știe de așteptările tale și de ceea ce tu crezi că el ar trebui să ghicească, Uh, nu este o bună, o bună modalitate de a comunica. Este fundamental să dărâm zidul rușinii, să te uiți în ochii lui, să vorbești cu el, să-i spui că e nevoie de mai mult timp, să-i spui să te atingă cum vrei, uh, să te simți în acel moment. Bărbatul se deschide când femeia își deschide cea care inimii, iar uh, aceste energii au rolul lor, au rostul lor și menirea lor: să ridice și să. Uh, înalțe uh, ființa umană într-o dimensiune mult mai înaltă decât cea a uh, sexului carnal, animalic, să spunem așa. Cam aceasta este viziunea mea despre intimitate. O să pregătesc un video despre alchemia tantrică și o să intrăm mult mai mult în profunzimea acestor discursuri. Deocamdată mă opresc aici. Sper că ai rămas până la capăt și că ai putut să primești valoare spirituală din aceste, din aceste informații. Mulțumesc! Mulțumesc că ai rămas până la capăt să-ți fie de folos dacă ai întrebări, dacă vrei să lași un like sau un comentariu sau dacă vrei să dai un share acestui video, îți mulțumesc din suflet. Abia aștept să ne vedem în videoul următor. Mulțumesc.